Bună seara și bun găsit, vă spun și de această dată, vă invit să rămâneți alături de noi. Discutăm astăzi despre poate una dintre cele mai mari personalități ale culturii românești. Luna decembrie, din păcate, pentru iubitorii lui Marin Sorescu este o lună tristă. Este luna în care Marin Sorescu ne-a spus adio de aici și a rămas prin cărțile și prin operele sale. Discutăm astăzi, rememorăm și ne reamintim despre personalitatea extrem de amplă și de polivalentă a lui Marin Sorescu, poet, dramaturg, turg, prozator, eseist, traducător, pictor chiar. Avem alături de noi pe doamna profesor Beatrice Silvia Sorescu Bălașa, scriitor și de asemenea nepoata regretatului și mult iubitului Marin Sorescu. Vă mulțumesc că ne sunteți alături. Bună ziua și eu vă mulțumesc mult pentru invitație și având în vedere că suntem în preajma sărbătorilor de Crăciun, vreau să transmit dumneavoastră și tuturor telespectatorilor un Crăciun binecuvântat și un an nou cu multe, multe bucurii, cu sănătate în primul rând și să avem mai multă liniște, mai multă satisfacție și mai multă mulțumire de sine. Și poate că se apropie vacanța sărbătorilor de iarnă, să ne reamintim de Marin Sorescu, să zâmbim cu Marin Sorescu prin operele sale, prin umorul inedit al situațiilor pe care de multe ori le regăsim în paginile acestuia. Într-adevăr, luna decembrie este o lună tristă din acest punct de vedere, având știind că Marin Sorescu a plecat din lumea aceasta pământeană în data de 8 decembrie 1996. Iată, sunt 22 de ani fără Marin Sorescu, dar după cum știm toți, spiritul sorescian a rămas pentru eternitate, a rămas în istoria literaturii române, în istoria literaturii universale, de ce nu, și el ne urmărește pretutindeni. Ne face să zâmbim, să fim mai veseli, să-i citim opera, pentru că mereu opera lui Sorescu ne este la îndemână. Și să o redescoperim, pentru că cu fiecare lectură descoperim alte sensuri. Absolut, să o redescoperim, mai ales că avem ce redescoperi, ținând cont de cele 30 de volume care au fost publicate postum de către fratele său, profesorul George Sorescu. În urmă cu 22 de ani, așa cum vă spuneam, a fost omagiat de Academia Română atunci când împlinea 60 de ani și când Sorescu avea foarte multe proiecte, mucalit din fire și cu felul acela care îl caracteriza mereu, Sorescu afirma: decât să împlinești 60 de ani pe tăcute, e mai bine să ți-i declari. Spunea el că în mijlocul vieții omenești trebuie să fie jumătate, să fie 60 de ani jumătatea vieții. Adică după Sorescu, omul ar fi trebuit să trăiască cel puțin 120 de ani. Din păcate, Sorescu a plecat dintre noi, dar și-a lăsat opera, o operă vastă, o operă care place foarte mult românilor, iubitorilor de literatură, iubitorilor de poezie, de teatru. Sorescu a fost scriitorul complet. Sorescu a fost poet, a fost prozator, a fost eseist, dramaturg, a fost critic și istoric literar și nu în ultimul rând a fost pictor. O latură mai puțin cunoscută. O latură mai puțin cunoscută, dar noi, cei din familie, îl cunoaștem pe Sorescu din totdeauna, că era pasionat, era fascinat de pictură și atunci când era prezent la anumite momente, eu știu, din familie și din afară, preocuparea lui Sorescu și când a fost naș, de exemplu, vă dau un exemplu, a fost naș la sora mea, preocuparea lui Sorescu era aceea de a picta. Orice element din natură îl fascina. Țin minte că i-a desenat așa cu un stil care îl caracteriza formația care cânta,
toți lăutarii erau în prim plan pe carnețelul de pictura lui Marin. Și dovadă stau și cărțile pe care le-a publicat Marin, chiar cu desenele lui, cu schițele lui, și mai ales că Marin, în timpul vieții, a avut mai multe expoziții de pictură și la noi și în străinătate și chiar a obținut un premiu destul de valoros. Iată o latură a unei personalități care a excelat în scriere, în ceea ce înseamnă cultura română, dar și iată alte bucăți ale acestei personalități minunate care a fost Marin Sorescu. Dacă ținem seama că Sorescu și în perioada aceea comunistă a fost poate singurul dintre scriitorii români care a călătorit enorm pe cele patru meridiane ale lumii, a fost invitat la numeroase simpozioane, la numeroase întâlniri cu scriitorii din afară, unde a conferențiat pe marile universități ale lumii, unde a conferențiat, unde a citit din creațiile lui, unde a avut schimburi multiple de idei pe marginea scriturii. Spunem că Marin Sorescu a fost un scriitor al universului. El a fost... iată un scriitor recunoscut încă din timpul vieții, cum, din păcate, pe nedrept, se întâmplă în foarte puține cazuri. Categoric, pentru că George Călinescu nu degeaba, când nici măcar nu era foarte bine cunoscut, George Călinescu a văzut în el valoarea uriașă literară, a văzut geniul lui și iată că a avut dreptate. Sorescu a fost apreciat de mari critici, nu numai români, dar și critici din afară, cei care i-au intuit geniul, cei care i-au intuit acest daimon cu care a venit din familie și pe care cu pregătirea lui, cu cultura lui pe care și-a șlefuit-o clipă de clipă, a reușit, iată, să lase atâtea cărți, un număr de 60 de volume publicate în timpul vieții și încă 30 până în momentul acesta publicate postum. Operă. Putem vorbi la Sorescu de o operă, un număr uriaș de volume. De asemenea, Marin, în afară de poezia pe care a scris-o cu atâta patimă și de volumul cu care a debutat, avea 28 de ani, în 1964, când a publicat singur Printre poieți, să nu uităm că până la momentul acela Sorescu avea foarte multe poezii, avea povestiri, a scris și două basme, Tartacot și basmul intitulat Ion Ciobanu și Ileana Torcătoarea. A publicat parodii, a scris parodii, a scris rondeluri, a scris, iată, schițe, încă de la o vârstă fragedă. Avea 12 ani când Marin a început să scrie de-a binelea, era elev la clasele gimnaziale și creațiile de început, pe care le-a intitulat Moloz de început, le-a adunat în niște caiete pe care le-a păstrat cu sfințenie și pe care le-a lăsat ulterior fratele lui său, George Sorescu, care le-a inserat acum, când el nu mai este, în cărțile publicate. Iată că preocuparea aceasta pentru literatură a existat de la o vârstă fragedă, în cazul lui Sorescu, și literatura s-a făcut în casa, în familia Sorescu, pentru că atât bunicul Ștefanii Sorescu, care venea dintr-o familie cu mare aplecare către literatură, obișnuia și el să scrie versuri. A scris poezie în tranșeu,
De exemplu, eu am găsit în casa părinților mei multe poezii scrise de Ștefan Isorescu, i s-a descoperit un alt caiet în podul casei, volum pe care George, fiul celălalt, le-a publicat de curând într-un volum. Și nu numai dinspre tată a venit această preocupare, ci și dinspre familia mamei, Nicolina Sorescu, care avea două surori profesoare de italiană, de franceză. Mama scriitorului avea o memorie extraordinară. În cele 6 volume din La Lilieci, mama scriitorului a fost poate pionul principal în depănarea anumitor poeme din La Lilieci. Firește pe care Marin, cu geniul lui, le-a dat o altă turnură. Și iată, pentru că de foarte multe ori devenim odei și avem impresia că ne iubim pentru că autorii, ne iubim oamenii de cultură pentru că sunt ai noștri, în cazul lui Marin Sorescu, Mapamondu a răspuns și ne-a confirmat acest lucru și o demonstrează faptul că a fost tradus în peste 20 de țări. Marin Sorescu a fost tradus în foarte multe țări, el a călătorit enorm, cum vă spuneam, a fost plecat și cu burse în America, în Germania, a stat 2 ani și a primit foarte multe premii literare. A primit în anul 1968 premiul Academiei Române, 1968 și 77. A primit medalia pentru poezie în Italia în anul 1970. A primit premiul Academiei Române pentru dramaturgie în anul 1970, apoi unul dintre premiile mari, Le Muse, la Florența, în Italia, premiul internațional de poezie Fernando Riello, iarăși într-o perioadă scurtă de timp la Madrid, în anul 1983, unul dintre marile premii au fost premiul Herder, atât de râvnit de mulți, nu? Și atât de o să vă spun eu, apoi când a avut conflictul acela cu cei de la revista Ramuri, cumva luat așa în ironic spus, cel care a primit premiul Herder, într-un mod destul de ironic, a primit premiul Uniunii Scriitorilor din România de 6 ori, și sunt convinsă, și multe altele, și sunt convinsă că dacă Marin Sorescu trăia, era și laureat al premiului Nobel, cu siguranță. Și l-ar fi luat atunci dacă nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat, tot cu românii noștri, de fapt. Tot cu confrații lui scriitori care l-au săpat și iată. Din păcate avem o istorie și în ceea ce privește astfel de lucruri care nu ne fa neapărat cinste asta, pentru că toți suntem în an centenar și ar trebui să fie un an al adevărului până la urmă și în care să ne reamintim și ce avem bun, dar și ce avem mai puțin bun și să încercăm să corectăm. Categoric. Sorescu a fost legat foarte mult de zona noastră, rădăcinile lui au fost în permanență aici, în satul natal, unde își construise și o casă la Bulzești, care din păcate a rămas încă nefuncțională până la momentul ăsta, dar și în timpul vieții, o perioadă lungă de timp, din anul 1978 și până în 1990, a fost redactor șef la revista Ramuri, de unde a fost cumva forțat să plece în perioada 91, în urma unei scrisori semnată la conducerea Uniunii Scriitorilor, depusă la Uniunea Scriitorilor Români din București, adresată lui Augustin Doinaș și lui Mircea Dinescu, care se aflau atunci la conducere, și în care, dacă îmi dați voie să citesc,
către Ștefan Augustin Doina și Mircea Dinescu, având în vedere că activitatea lui Marin Sorescu în cadrul revistei Ramuri e aproape nulă. Cum să fie activitatea lui Marin Sorescu aproape nulă, când Sorescu, revista trăia prin Sorescu? Iată diferența. O știm cu toții cei interesați de literatură în ziua de astăzi, că revista Ramuri astăzi este la pământ, aș putea zice, în comparație cu ce era pe vremea lui Sorescu. Nu el a ridicat-o, nu el a putut să contribuie la calitatea acestei reviste, la calitatea textelor publicate, tocmai pentru că avea în el puterea de a selecta și de a publica scritori și articole de mare valoare. Către, spun ei, Marin Sorescu denigrează marii scritori de azi, Doinaș, Ana Blandiana, Mircea Dinescu, Manolescu, Nicolae Manolescu, refuzând sistematic să-i publice. Nu cred că există așa ceva la Sorescu, pentru că toată lumea știe că el era extrem de generos. Poate n-a publicat unele texte pentru că ele nu aveau calitatea necesară să apară într-o astfel de revistă și atunci ele au fost poate amânate, dar nu că ar fi avut ceva neapărat cu ei. Că denigrează marii scritori din exil, Eugen Ionescu și Cioran. Cum să denigreze pe Cioran când legătura dintre Emil Cioran și Marin Sorescu era una extrem de cimentată? Marin Sorescu a fost în garsoniera de la Paris a lui Emil Cioran. Deci asta era o aberație. Mai spun ei în acea scrisoare că în redacție se poartă dictatorial Sorescu și dictatorial. El era omul de o modestie și de un bun simț ieșit din comun. Cine îl cunoaște pe Sorescu nu poate să afirme astfel de lucruri. Niciodată Sorescu nu a fost dictatorial cu nimeni, pentru că nu era în felul lui, în stilul lui. Socotind redacția ca pe o moșie proprie, devenind o piedică în dezvoltarea spirituală a acestei regiuni. Cum să fie Sorescu, mă întreb acum, după 22 de ani și după ce poate unii ar fi vrut acest lucru, ca Sorescu, să numele de Sorescu să dispară sau să se audă foarte rar. Nu s-a întâmplat acest lucru, tocmai datorită valorii extraordinare și calității operei profunde pe care a lăsat-o Sorescu. Cum au putut ei să spună că Sorescu ar știrbi cumva cultura românească din zona noastră? Nu e posibil. Îl recuzăm pe Marin Sorescu din funcția de redactor șef. Menționăm, asta voiam să vă spun adineauri, că laureatul premiului Herder, ironia se vede de la o poștă, nici nu primește salariu de la revista noastră. Da, e adevărat, nu primea salariu de acolo. Cu atât mai mult trebuia apreciat acest lucru, că Sorescu făcea muncă voluntară. El o făcea pentru că iubea cultura, iubea meleagurile acestea și o făcea din pasiune, nu pentru că ar fi fost plătit. E adevărat că el pleca foarte des în afară, dar era o onoare pentru noi, pentru țara noastră, să avem un reprezentant de talia lui Sorescu care să participe la astfel de evenimente internaționale. Și sigur, semnează, știm foarte bine toți cei care au semnat. Cum a primit Marin Sorescu toate aceste lucruri? Pentru că, din păcate, știm că și afecțiunea pe care a avut-o este o afecțiune care avea rădăcini și care ne
puteau duce și la o încărcătură emoțională deosebită, la un stres, la stări de mâhnire, poate. Vă dați seama că orice întâmplare de genul ăsta, orice eveniment de talia acestuia pe care l-ați auzit, te marchează. Te marchează mai ales atunci când o fac cei de lângă tine. Exact cum am zilele astea am postat pe Facebook un anunț cu plecarea dintre noi a lui Marin Sorescu și îmi spunea un vecin al meu, l-au mâncat rechinii. Apropo de ce m-ați întrebat. Da, și acest lucru a contribuit poate la îmbolnăvirea lui, pentru că Sorescu era un tip destul de firav, de sensibil și nu cred că este ușor să te trezești într-o astfel de situație, tocmai de la oamenii pe care i-ai adus lângă tine, pentru că știm toți că ceilalți care au semnat au fost aduși la ramuri datorită lui. Moartea lui Marin Sorescu, iarăși, a fost cumva cernută, împletită o poveste. S-a deslușit până la urmă acea hepatită era de vină pentru ceea ce s-a întâmplat, din păcate? Vă dați seama că au trecut atâția ani, exact când un bolnav vine din spital și moare, a fost de vină mortul, nu? Nu. Pentru noi este o enigmă. Diagnosticul a fost de ciroză, dar este foarte greu de crezut că s-a îmbolnăvit de o boală curată, atâta timp cât Sorescu era omul care nu fuma, nu bea, nu... Era un om care ducea o viață liniștită. Nu știm, nu ne luăm nici păcate, dar ne-am gândit la foarte multe variante și este posibil să fie și acest lucru. Dar a rămas, iată, cumva în nemurire Marin Sorescu prin volumele pe care le aveți, le-ați adus astăzi dumneavoastră și nouă, dar prin multele volume care se găsesc aproape cât să completeze o bibliotecă. Cu siguranță am adus, nu întâmplător, unul dintre volumele lui Sorescu. Este ultimul volum, se intitulează Puntea, în care Sorescu dedică, volumul acesta îl dedică, îmi pare rău că nu l-am luat pe cel care este dedicația, tuturor celor care suferă, pe prima pagină. Ba da, uitați, tuturor celor care suferă, Marin Sorescu. Vreau să vă spun că 1996, deci a văzut lumina tiparului, din păcate, la un an după trecerea. Da, la un an după ce a decedat. Neființă. Atât era îndrăgostit de ceea ce făcea, cu pasiune, de scris, de carte, pentru că el nu s-a putut despărți nici pe patul de moarte, nici pe patul de spital. Și aceste poeme le-a scris într-o stare pe care numai el, numai noi, dacă citim aceste poeme, ne dăm seama de starea lui adevărată pe care o trăia la acel moment. Vreau să vă citesc doar una. Puntea. Mă balansez pe ceva foarte șubred. Un fel de punte primejdioasă, străbătută de spaimele unui teribil vârtej. O punte între nimic și nimic, pe care eu n-am cerut să o trec. Niciodată n-am făcut atâtea gesturi dezordonate, semănând arugă, amenințare, disperare. Sunt zvârlit în cer, printre tunete. Revin, iar mă zvârle. Niciodată n-am fost atât de speriat. Dă-te jos de pe linia asta închipuită. Nu înțelegi că totul s-a terminat? Sunt azvârlit, trântit, dat cu capul de pereți. Mă sprijin, mă agăț, mă ridic. Nu știam,
că viața e o linie închipuită, zic. Zmuciturile mă fac jucărie pe scândura șubredă între pământ și cer. Ce departe, în urmă, a rămas leagănul din același lemn ca și puntea în care mama, cântând și plângând, mă învăța ritmul cosmic pe care îl pierd acum. Nani, nani, de ce nu mi-ai spus că viața e o linie închipuită, mamă? O poezie cu adevărat emoționantă, cu sensuri multiple, cu profunzime extrem de bine închegată în sensuri, aș spune. Da, toată poezia vibrează. Dar în același timp se simte și o anxietate, o stare de, nu știu dacă de tristețe, dar o stare de... Nu avea cum să nu se simtă. Poezia toată este o rugă către divinitate, poate este o împăcare a lui Marin Sorescu cu Dumnezeu în această, pe care, așa cum singur mărturisește, Marin era un om credincios, era un om foarte credincios, dar cum toți suntem la fel, uităm uneori atunci când suntem luați de val, poate de Dumnezeu. Poezia aceasta vibrează, legătura este una profundă între el și divinitate, o rugăciune a inimii. Doamne, ajută-mi cât mai pot s-o duc. Pune ordine în mine, împacă-mă cu lumea și cu minunea vieții. Scoate-mi din cap ideea fixă care m-a țintuit. Fă din subconștientul meu un torent de speranță. Și totuși, Sorescu a avut speranță, citind aceste poeme, speranța nu s-a spulberat până în ultima clipă a vieții. Care este momentul scrierii acestor poezii? Ultimele două citite. Ultimele chiar în cozi înainte de a muri. A murit pe 8 decembrie și ultimul poem datează din 7 decembrie. Macazul are o parte din poeme, sunt scrise la Paris, când a fost dus la spitalul din Paris cu o șin, sperând că se poate face un transplant. Deci, practic, în coperțile acelei cărți regăsim emoția unui om aflat la trecerea dintre o lume exact, și alta. Exact, da. La trecerea dintr-o lume a unui geniu, nu a unui om oarecare. Un geniu. Din păcate, 22 de ani s-au scurs, avea multe proiecte și sunt convinsă că Sorescu, dacă ar fi trăit, ar fi ajuns la o operă vastă, pentru că avea în el geniu. Sorescu avea în el geniu, fără niciun dubiu. Avea o capacitate excepțională de a surprinde fantasticul până la urmă al unor lucruri extrem de mărunte. Pune într-o lumină ceea ce înseamnă unele evenimente banale din viața satului, dar modul în care le ilustrează și le pune în lumină le fac să capete cu totul și cu totul alte proporții. Categoric, Sorescu a fost un om al ideilor. El și în ciclul Alilieci, povestea este simplă, povestea satului românesc, cele 6 volume sunt o epopee a satului românesc, așa cum a existat și există încă, chiar dacă observăm cu toții că satul românesc se schimbă în totalitate și, din păcate, spun asta pentru că se dizolvă ceea ce era tradiție și obicei, dar Sorescu le-a luat ca pe o poveste simplă, dar le-a dat cu geniul lui acea substanță extraordinară care formează astăzi, iată,
o adevărată epopee a satului românesc la noi. Și nu numai aici, și în poezie, și în teatru, și în, mai puțin în roman, Viziunea Vizuinii și, și trei romanul Trei dinți din față, cele două romane, sunt poate mai puțin valoroase decât restul lor operei. Sorescu a excelat în poezie și în teatru, nu mai vorbim de teatru. Dramaturgul Marin Sorescu a fost unul renumit. Piesele lui au fost uneori descoperite și jucate pe marile scene ale lumii și apoi au fost jucate la noi în țară. Cum se întâmplă de altfel? Așteptăm să fim recunoscuți în afară pentru că a preluat și noi mai apoi. Da, și în zilele noastre vedem cu toții că nu numai la nivel cultural, ci și la alte niveluri, întâi suntem descoperiți în afară și apoi la noi în țară, din păcate. Iată, Sorescu a strălucit peste tot, dar poate în toți cei care l-am cunoscut și cei care i-am citit cu adevărat opera, putem să spunem că nu va dispărea niciodată Sorescu, pentru că substanța operei sale este una vastă. Noi, cei mulți, l-am cunoscut pe Sorescu din operele sale. Dumneavoastră însă l-ați cunoscut și pe Marin Sorescu, omul, sau nu știu, omul în intimitatea familiei. Cum vi-l amintiți pe Marin Sorescu? Pentru că tot, iată, se apropie sărbătorile. Cum erau copil, sărbătorile cu Marin Sorescu? Eram copil, eram elevă la școala generală. El venea rar, într-adevăr, de 2-3 ori pe an, venea la Bulzești. Era omul modest, nici n-ai fi zis că este marele Sorescu, atunci atât de popular și de apreciat în țara noastră și nu numai. Era un om foarte prietenos, vorbea cu toți oamenii din sat, mai ales cu toții aceia pe care îi știa necăjiți, cu Marița de la Moară, personajul pe care îl evocă cu atâta splendoare în Lali Lieci, în Pâinea suna ca toaca, un personaj extrem de bine conturat în acele poeme. Era un om care avea o compasiune extraordinară față de tot ce înseamnă vietate. Țin minte că mama mea, de câte ori venea, voia să, ca oricare om de la țară, să îi dea o pasăre. Și spunea, nu, data viitoare, lasă, data viitoare. Și tot așa amâna încât, de ce? Pentru că era milă să, cum să moară biata pasăre, știți? Era un om fascinat de natură, un om care petrecea cel mai mult timp cufundat la mașina de scris sau în fața cărților sau pictând. Era un om care era fricos. Deci nu era un curajos Sorescu. Era un om sensibil, fascinat de tot ce era în jurul lui, de oameni, avea încredere în oameni, un om de o bunătate rară. Mi-amintesc că atunci când am dat eu la facultate, în primul an, am dat la București și am stat o lună și jumătate la Marin Sorescu în casă. Și țin minte că mă duceam frecvent, în fiecare weekend, cu ei la Snagov. Și era atunci și Anda Călugăreanu, foarte închiriaseră o cameră la o familie în Snagov. Și camera de alături era, țin minte și acum, era o plăcuță pe care scria Anda Călugăreanu. Știa să se bucure de clipele frumoase pe care le petrecea în timpul liber,
puține la număr, pentru că el era, atunci când nu scria, trebuia să citească corespondența care venea într-un număr foarte mare. Trebuia să dea uneori răspunsuri la anumite scrisori sau anumite materiale. În orice clipă te trezeai că era chemat la un simpozion, la o întâlnire cu scriitorii. Deci ducea o viață destul de încărcată ca și program. Dar aștepta cu nerăbdare să... De asta și-a și construit această casă la Bulzești, să vină mai mult și să se relaxeze aici, în casa pe care și-a construit-o cu atâta dragoste, să zic așa, într-un loc foarte frumos, într-o pădure de salcâm. Era foarte plictisit de București. Nu mai suporta Bucureștiul și de multe ori m-am dus și eu altădată cu mașina cu ei la București și spunea, uite, vezi, acolo unde vezi tu fumul ăla mult, poluarea aia, acolo, ăla e Bucureștiul. Povesteați momentul în care ați locuit efectiv cu Marin Sorescu înainte de admiterea dumneavoastră, din câte știu, la Facultatea de Filologie. Da. Vă amintiți ce vă recomanda la acel moment? Vă amintiți un volum pe care vi l-a recomandat Marin Sorescu spre a lectura în pregătirea dumneavoastră ca viitoare filolog? Da, nu neapărat. Îmi recomanda orice carte. Țin minte că mi-a dăruit atunci un volum al lui Seneca, pe care l-am citit. Mă duceam cu el sâmbăta în centrul Bucureștiului și intram prin librăria Mihai Eminescu și cumpăram câteva cărți. Ce cumpăra Marin Sorescu? Orice fel de carte care îi se părea interesantă la momentul acela. Dar cumpăra cărți. La el biblioteca era una vastă, trebuia să te urci cu scara așa într-un spațiu destul de mare ca să poți să... și garajul și podul și tot era plin de cărți. Deci a trăit o viață doar printre cărți și dacă i-a părut rău ceva, chiar are în volumul acesta una dintre poeziile sale în care spune că îi pare rău că nu o să mai stea, că nu o să mai poată să citească și îi cere lui Dumnezeu cumva să-i dea voie să citească măcar în stele atunci când va trece dincolo. Era un om obișnuit. Marin Sorescu, iarăși o amintire, dacă tot m-ați provocat, n-avea simțul acesta al lucrurilor de valoare, în sensul ăsta, al obiectelor de valoare. S-a dus odată în Maroc și eu eram la București și a venit și a zis, uite, ți-am adus și ție un inel. Dar el era un ăsta, o tablă, știți, o ceva. Era foarte frumos, cu o piatră așa albastră. Dar el era încântat că mi-a luat un inel, știți? Adică n-avea cultura asta, în sensul, nu-l interesau. Pe el nu-l interesau lucrurile astea mărunte. Pe el îl interesa doar substanța și era una, cartea, valoarea asta a scriturii. Avea o poezie preferată, un poem preferat dintre cele scrise de dumnealui? Vă amintiți? Da, eu... Se spune de obicei că scriitorii au opere care le plac mai mult și opere cu care chiar se rușinează uneori. Mai ales operele de început. Da, știu că îmi vorbea adeseori de unul dintre... Este vorba de o cronică fantezistă, de vorbă cu posteritatea. Volumul acesta cuprinde poezii scrise din perioada aceasta de început, din timpul liceului și fiind student la Iași, dar o să vă citesc doar câteva strofe din poemul acesta, de vorbă cu posteritatea. Iată, ce titlu, ce... Voiam să plec în Marte, călare pe un nor. Simțeam în mine vântul, aș fi putut să zbor, dar chiar atunci un critic cu zelul meseriei
îmi jumulise groasnic aripa fanteziei. Deci ascuțeam copilă un vârf de epigramă la masa mea de lucru. Deodată bag de seamă că telefonul îmi pică și un zvon din trânsul greu suise receptorul în aer ca pe un zmeu. Curg sunete confuze în liniștea încăperii, dau fuga plin de spaimă. Nu, sunt pompierii. Da? Cum posteritatea? Pe mâine? Stai puțin, stai ca să-mi ard o palmă când vine să leșin. Tu, cea care prin veacuri, de pe înalturi soclu, privești la pana noastră atentă cu binoclu și aștepți ca amiralul să-ți raportăm pe rând prin ceața grea cu versuri de foc semnalizând. Vorbește! Da, sunt gata! Alo, posteritate! Cum? Poezii desprinse din actualitate, care să și zborul spre anul 4000, către congresul celor 50 de poezii. Și sigur, e mult mai lungă, dar Sorescu parcă a avut o premoniție încă de când era tânăr și și-a dat seama cumva de talentul extraordinar pe care îl are, mai ales că a avut ca mentor, de fapt primul mentor școlit al lui Marin Sorescu a fost fratele său, George Sorescu, care l-a urmărit întotdeauna din umbră, cel care i-a citit, era profesor la Severin, cel care i-a citit foarte mult tot ce scria el, era o adevărată corespondență între frați și l-a îndemnat să scrie și iată că acum misiunea, chiar după moartea lui Marin, a venit să-și rotunjească, să-și întregească cumva misiunea aceea de a duce la îndeplinire publicarea unor manuscrise pe care le-a găsit în casa lui Marin Sorescu. Și unele dintre ele chiar lăsate în mod intenționat la George încă din timpul vieții. Poezii mai de început, care nu, sau acelea care existau în corespondența lor. Apropo de începuturi, mă gândeam de ce singur printre poeți? De ce o fi ales acest titlu pentru primul volum, volumul de debut? Se simțea singur printre oamenii de cultură? N-am avut confirmarea poetului, dar este o metaforă până la urmă care i s-a... Singur, dintr-un, poate dintr-un motiv de singurătate a genului sau singur în sensul de unicitate a operei? Da, poate. M-am gândit și eu de multe ori, poate în sensul de unicitate a operei. Pentru că singurătatea mai puțin este credibilă în acest sens, chiar dacă te simți de multe ori, dar Sorescu nu era un om, chiar dacă era temperamentul lui un om mult mai singuratic, mai solitar, dar până la urmă știi să-ți, fiecare dintre noi știm să ne dozăm cumva această stare de singurătate sau... Nu, cred că mai mult de unicitate a operei, pentru că Sorescu a rămas. Din fericire a rămas și din fericire și are locul pe care îl merită, am putea spune. Este unul dintre autorii care se studiază, care este cuprins în curicula obligatorie. Există, Sorescu există și în manualele școlare și la clasele cele mici și la liceu. Sorescu se dă de foarte multe ori la examenele de capacitate, de evaluare națională, de bacalaureat. Deci Sorescu este pretutindeni. Mi-ați adus aminte de pretutindeni și aș vrea să vă citesc un poem pe care l-am dedicat lui Marin Sorescu. De data aceasta, autorul sunteți dumneavoastră. Autorul sunt eu, poem care a fost scris în ultimul meu volum și
a fost și publicat în multe reviste, mai ales din afară, din străinătate, în revista Destinele Literare la Toronto, și care sună așa. Marin Sorescu locuiește în stele. Uite-l, tocmai scrie pe o pânză de nori. Când obosește, desenează păsări pe ele și curcubeul aprinde în mii de culori. Marin Sorescu locuiește jos, pe pământ, în iarbă, în muguri, în orice floare, în marea întinsă, în cărți, în cuvânt, numele lui scapără raze de soare. Iată-l, acum stă la masă din nou. Mama i-a copt pâine neagră în spuză. Tata i-a înjugat la carul mare un bou. Celălalt, rujan, începuse să-mi pungă. Vin cei dragi, Grigore, Fănuși, Adrian, ca îngerii au aripi de spumă. Se întâlnesc toți patru în fiecare an la o șuietă pe o rază de lună. Cu Iona, cu Shakespeare, cu Paracliser, navighează în oceanul de stele. Totul rămâne învăluit în mister sau sunt luceferi și ei printre ele? Mi-e dor de Sorescu, mi-e sete și greu. Ce n-aș da să-l văd la casa din sat? Acolo poposește din când în când Dumnezeu, la ușile închise, toți îngerii bat. Și pentru că tot îl vedeam pe Sorescu aici, la casa de la Bulzești, vreau să vă spun câteva detalii în legătură cu ceea ce vrea să se facă vis-a-vis de aceste case memoriale. Casa de la București, în primul rând, probabil într-o perioadă scurtă de timp, va putea fi pusă la dispoziția iubitorilor de Sorescu, de literatură, pentru că s-a încercat, vărul meu, băiatul lui George Sorescu, Radu Sorescu, care este în București și care este președintele Fundației Marin Sorescu, a început să refacă, s-a zugrăvit casa, s-a, mă rog, cărțile au fost asamblate într-o altă ordine care era acolo. În orice caz, a dat un contur, spun eu, s-au expus tablourile, obiectele de ale lui Sorescu, tot ceea ce a ținut de viața lui intimă, încât să casa să poată fi vizitată și pusă într-un... Ne-ați dat o veste minunată. Da, o veste minunată. Și mai mult decât atât, o va prelua Muzeul Literaturii Române din București, sub o anumită formă, prin Primăria București, și se va încerca să se... pentru că, iată, au trecut 22 de ani, dacă nu se repară, ea la un moment dat va ceda. Interiorul a fost făcut, urmează exteriorul să fie renovat și să se dea în funcțiune. O veste extraordinară și o știre, am putea spune. Și o știre. De asemenea, sperăm ca această casă de la Bulzești, care, iată, sunt mulți, chiar mi-a dat telefon zilele trecute un om interesat cum ar putea să viziteze casa Sorescu. I-am spus că, din păcate, la ora actuală nu se poate, mai ales că este și frig și casa este neîncălzită.
Sperăm că se va găsi o soluție și pentru locul de la Bulzeș, care să fie cât mai repede, nu știu, să... Și să intre în obiectivele mari până la urmă de vizitare. Da. Personalități ale culturii românești la care ar trebui să ne întoarcem din când în când, să ne rebucurăm, să reînvățăm și să ne gândim la acea profunzime a vieții pe care ne-o descrie atât de frumos Marin Sorescu în poemele sale. Vă mulțumesc, doamna Sorescu Bălașa, că ne-ați fost alături și de această dată. Pentru puțin, mulțumesc și eu. Toate cele bune vă doresc. La revedere!